Țara noastră se poate mândri încă o dată cu rezultatele excepționale pe care elevii români le obțin la competițiile internaționale. Echipa României a obținut o medalie de aur și 3 de argint în cadrul celei de-a 7-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru juniori, clasându-se pe primul loc pe medalii. La competiție au participat 96 de concurenți din 24 de țări și s-a desfășurat în Georgia. România ocupă locul întâi pe medalii în clasamentul celor 24 de țări participante și rămâne în continuare singura țară care reușește să cucerească medalia de aur la fiecare dintre cele 7 ediții anterioare, după cum anunță Ministerul Educației. Echipa României a obținut o medalie de aur și 3 de argint. Iorgulescu Andrei Paul, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, a obținut medalia de aur. Neacșu Matei, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a obținut medalie de argint, Petrean Roland de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu din Zalău a obținut medalie de argint și Mureșan Luca Valentin de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare a obținut medalie de argint. Echipa a fost coordonată de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică, care a asigurat selecția și pregătirea loturilor reprezentative. Daniela Lica, Centrul Județean de Excelență Prahova și Bogdan Ioan Popa, Universitatea din București.